a ținut un moment de reculegere pe stadionul din Košice. Foarte repede și echipa Slovaciei cu Molnar în poartă, de asemenea în ordinea numerelor de pe tricou: 2 Baliș, 3 Karhan, 4 Tomášek, 5 Kinder, 6 Titel, 7 Pečko, 8 Simon, 9 Janciula, 10 Dubovski, 11 Moravčík. A început partida, stimați telespectatori, peste 90 de minute vom afla dacă echipa reprezentativă a României se califică sau nu la turneul final al campionatului european din Anglia. Probabil știți, sunt multe alternative după acest meci, indiferent de rezultat, așa cum spuneau mulți dintre ziariștii prezenți aici la Košice. Sunt oameni care se uită la meci, care vin la stadion și probabil la sfârșitul partidei nu vor ști dacă echipa favorită este sau nu calificată la campionatul european. Nu este numai cazul selecționatei României. Reprezentativa noastră, echipament complet galben, atacă în prima repriză de la dreapta spre stânga Slovacia, complet albastru echipamentul, acum la minge prin liberoul Karhan. Tensiune enormă asupra băieților antrenați de Angel Iordănescu. Așa cum știți, în urma înfrângerii din partida cu Franța, selecționata țării noastre, pentru a nu mai face niciun fel de calcule, pentru a nu mai aștepta alte rezultate, trebuie să învingă aici la Košice pentru a se califica direct la turneul final, fiind câștigătoarea grupei întâi din care face parte. Tensiunea este enormă, spectatorii nu sunt simpatizanți ai echipei noastre reprezentative, așa s-a întâmplat și la meciul de ieri de tineret, când am avut mult de suferit din cauza opoziției spectatorilor slovaci. Nocturna de pe stadionul din Košice este extrem de slabă, se vede, probabil observați și pe micile ecrane, extrem de întunecat. Sunt multe motive care ne fac să considerăm extrem de tensionată această partidă. Să-l urmărim pe Viorel Moldovan. Vine la reluare Hagi. Minge lăsată pentru Hagi, care a încercat să-i paseze înapoi lui Viorel Moldovan. Se află acolo și Marius Lăcătuș. Arbitrul Willenberg face semn că mingea va fi repusă de la marginea terenului de către jucătorii slovaci. Vladislav Pečko, pressing al jucătorilor noștri în jumătate adversă de teren. Prodan lasă pentru Doboș, colegul său de linie de la clubul Steaua. Minge de angajament pentru Baliș, vine acolo Teimeș, care îl oprește înainte de a intra în poziția balonului. Mingea va fi repusă în joc din colțul careului mic de către golkeeperul nostru Bogdan Stelea, în imagine fundașul dreapta al slovacilor Igor Baliș. Auziți probabil încurajările celor aproximativ 400 de suporteri români prezenți aici la Košice, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 2 ani și jumătate la întâlnirea Cehoslovacia-România, câștigată atunci de gazde cu 5-2. Moravčík, una dintre vedetele echipei Slovaciei, capitanul formației franceze Saint-Étienne. Nu se pune problema valorii celor două echipe, este clar că formația noastră este superioară din toate punctele de vedere Slovaciei, dar așa cum spunea cunoscutul cronicar Eftimie Ionescu de la Gazeta Sporturilor, atunci când o echipă joacă în tensiune, joacă un meci decisiv de calificare, valoarea acesteia poate scădea cu 40%. Intervenția lui Dorinel Munteanu, minge pentru Viorel Moldovan, deposedat corect de Miroslav Karhan, se dictează însă fault de către arbitrul Willenberg, olandezul, care este în acest moment fluierat de spectatorii slovaci. Tomášek. Dușan Titel. Dan Petrescu. Marius Lăcătuș. Lăcătuș, față în față cu Kinder, oprit prin fault Marius Lăcătuș și lovitură liberă pentru echipa țării noastre.
vine la această centrare și Daniel Porodan. În imagine, banca tehnică a echipei noastre cu antrenorul Angel Iordănescu în prim plan. Aglomerare mare de jucători în careul Slovacii. Au trecut 5 minute din această partidă, 0-0 Slovacia-România, partidă, ultima partidă a preliminarilor grupei întâi pentru ambele selecționate. Hagi, minge periculoasă, Gică Popescu, șut vine întoarcere puțin peste bară. Prima ocazie a acestei întâlniri, șut cu piciorul stânga lui Gică Popescu. Nu i-a venit mingea foarte bine, însă șutul a trecut, așa cum spuneam, puțin peste bara transversală la porții apărate de Ladislav Molnar. Să notăm această ocazie pe care o revedem acum, a lui Gică Popescu. Molnar, mascat de coechipieri, cred că nu mai putea interveni la această minge dacă era șutată pe poartă. Hagi a câștigat duelul aerian. Duel între Hagi și Moravcic, a faultat capitanul echipei noastre. Deși nu am precizat, probabil că știți, slovacii nu mai au nicio șansă pentru a se califica la turneul final al campionatului european de fotbal, indiferent de rezultatul acestei partide. Duel câștigat de Seimeș. Mingea ajunge la Fecco. Fază periculoasă la poarta lui Stelea, intervine Lupescu și mingea iese în afara terenului de joc din Peter Dubov. Nu vreau să spun vorbe mari, stimați telespectatori, dar prezența României la campionatul european între cele mai bune 16 echipe ale continentului, fără să ne dăm seama, poate schimba în bine situația vieții societății românești. S-a scris, s-a spus și s-a confirmat în special că sportul este cel mai bun ambasador al unei țări. Calificarea la campionatul european de fotbal ar însemna confirmarea valorii fotbalului românesc pe plan internațional, confirmarea valorii unei generații care ne-a reprezentat deja la două campionate mondiale. Spectatorii slovaci fluieră fiecare atingere de minge a jucătorilor echipei noastre, a aruncat de la margine Seimeș către Viorel Moldovan. Gică Popescu, Hagi a venit din spate și l-a deposedat pe Hagi. Moravcic deschide jocul, Moravcic pe partea stângă către Dubovski. Dubovski față în față cu Lupescu, l-a deposedat Lupescu. Poziție de contraatac pentru echipa țării noastre. Lăcătuș, lângă el este Hagi, un dribling al lui Lăcătuș și faultat destul de dur și primul cartonaș galben al acestei partide, arătat de centrarul olandez Iap Willenberg. Un fault destul de dur la centrul terenului asupra lui Marius Lăcătuș, care ar fi putut pasa pe partea dreaptă lui Hagi. A preferat un dribling, lovitură liberă pentru reprezentativa României, pe care se pregătește să o execute Ionuț Lupescu, cel care a primit cartonașul galben, Robert Tomașek. Dorinel Munteanu, pasă lungă lui Dorinel Munteanu către Tibor Seimeș. Minge respinsă în corner de Igor Baliș. Prima lovitură de colț a acestei partide aparține echipei României. Din nou vin spre a relua o centrare la acest corner în alții jucători ai echipei noastre, am numit pe Gică Popescu, Protan și Anton Doboș. Mai sunt acolo Viorel Moldovan, Hagi, Dan Petrescu. Corner executat de Marius Lăcătuș. Minge trimisă încet cu boltă de Marius, care reușește să oprească balonul înainte de a depăși suprafața de joc. Execuție nereușită a lui Dorinel Munteanu. Minge trimisă către Tibor Ianciula, jucătorul lui Casino Salzburg. Duel între Ianciula și Seimeș. Intervine acolo și Lupescu, care pasează greșit. Gică Popescu. Gică Popescu cu calm reușește să se descurce în fața a doi adversari. Nu a reușit să intre în poziția mingii Hagi. În offside, era în offside la această fază, Lubomir Moravcic. Așa cum probabil știți, în urmă cu un an, la București, selecționata țării noastre învingea greu Slovacia, 3-2, după ce acum 2 ani și jumătate aici la Košice, fosta echipa Cehoslovaciei întrecea România cu 5-2. Din nou slovaci în posesia balonului, minge pe partea dreaptă pentru Baliș. Trece Baliș, se Doboș. Mingea va fi repusă în joc de către fotbaliștii slovaci, lovitură liberă care se anunță a fi periculoasă, așa cum mi s-a părut și acest fundaș dreapta al echipei gazdă, Igor Baliș.
specialistul loviturilor libere la slovaci, Peter Dubovski. Direct pe poartă, minge respinsă din zid de către Dorin Elmuteanu. A sărit la cap Lăcătuș și mai înalt decât Moravcic. Iată o execuție greșită a lui Ladislav Pečko. Au trecut deja 9 minute din prima repriză, 0-0 Slovacia-România. Hagi. Faultat Hagi. Mingea va fi repusă din lovitură liberă tot de către căpitanul nostru, care pasează scurt până la Tibor Seimeș. Dorin Elmuteanu, un doi între Seimeș și Dorin Elmuteanu, să vedem dacă ajunge acest balon. Seimeș, centrare dintr-o bucată, mingea ajunge exact în brațele portarului Ladislav Molnar. În reprezentativa Slovaciei au fost convocați numai 3 jucători care evoluează în străinătate: Moravcic, Saint-Étienne, Dubovski, Real Oviedo în Spania și Ianciu la Casino Salzburg, Austria. Iată și banca tehnică a Slovaciei cu Iosef Iancheh, cel care conduce această selecționată din momentul în care a fost demis Iosef Vengloș, adică după înfrângerea usturătoare din partida cu Polonia, partidă pierdută de Slovacia cu 5-0. Un fault dictat de centralul Willenberg. Nu se grăbesc slovacii. Repet, ei nu au absolut nicio șansă de calificare, indiferent de rezultatul acestei partide și de rezultatele din celelalte meciuri care se dispută astăzi în grupa 1, Polonia, Azerbaijan și Franța, Israel. Lovitură liberă executată de Dusan Titel. Intervenție bună a lui Lupescu, prin alunecare Seimeș aleargă pe partea dreaptă, Dubovski, vine acolo Doboș care îi ia fața. Foarte bună evoluția lui Doboș până acum. Sperăm noi să nu fie solicitat astăzi Doboș, ca de altfel niciunul din colegii săi de linie. Trebuie, este foarte important, dacă nu trebuie, să câștigăm astăzi la Coșițe un meci de care poate depinde soarta fotbalului românesc, așa cum s-a spus de altfel și s-a scris în presa din ultimele zile. Mingea este repusă din colțul careului mic de portarul Bogdan Stelea. Detentă impresionantă a lui Gică Popescu. Lăcătuș spre Viorel Moldovan, Titel către portarul Molnar. Baliș. Simon. Și Doboș trimite în afara terenului de joc. Aruncă de la margini Ladislav Pečko. N-a reușit să treacă de Hagi. Mingea ajunge la Lupescu. Gică Popescu, schimb de pase între cei doi jucători ai noștri. Faultat Ionuț Lupescu. Dorin Elmuteanu. Minge lungă către Marius Lăcătuș. Nu a ajuns balonul la extrema noastră de posedare corectă. Nu, s-a dictat fault la intervenția lui Gică Popescu. Arbitraj corect, zic eu până acum, al olandezului Willenberg. Lupescu. E prea lungă, trimisă către Dorin Elmuteanu. S-a descurcat bine la această fază Pečko, intervenție la fel de bună a lui Doboș. Doboș foarte sigur pe el. La a treia selecție în reprezentativa națională, Anton Doboș trimis pe teren într-un meci atât de important. Moravcic. Schimbă jocul Moravcic pe partea stângă către Tomášek. Karhan. Dusan Titel până la portarul Molnar. Minge pentru Dubovski, din nou prin alunecare Anton Doboș.
Popescu, față în față cu Moravcic, jucătorul lui Saint-Étienne a reușit centrarea. Teime și scoate foarte bine această minge. Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan. Mingea a ieșit în afara terenului de joc, așa cum vedeți, minutul 15 al primei reprize, 0-0 Slovacia-România. Rodan protejează această minge în fața lui Ianciula. Balonul va fi repus din colțul careului mic. Angel Iordănescu a trimis formația pe care am prezentat-o la început în următoarea așezare cu Stelea în poartă, fundaș stânga Tibor Teime și pe dreapta Dan Petrescu, pe centrul apărării cei doi fotbaliști ai Stelei, Rodan și Doboș, la mijloc Hagi, Gică Popescu, Lupescu și Dorinel Munteanu, în atac Viorel Moldovan și Lăcătuș. Spuneam că erau două semne de întrebare, și anume asupra colegului de linie al lui Protan, care, așa cum am spus, este Doboș, și în față cine va juca lângă Lăcătuș. A fost ales Viorel Moldovan. Lovitură liberă executată de Dușan Titel. Deși au avut mai mult posesia balonului, jucătorii slovaci nu au reușit să pună în real pericol poarta apărată de Bogdan Stelea. După părerea mea, cea mai mare ocazie de până acum a meciului rămâne cea ratată de Gheorghe Popescu. Lupescu. Pressing al slovacilor în apropierea porțului Bogdan Stelea, care degajează acum spre Dorinel Munteanu. Protejează bine Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan până la Gică Popescu. Partea dreaptă este liberă. Hagi, Dan Petrescu, Lăcătuș este în careul advers, minge către Lăcătuș și de la margine se semnalizează offside. Cred că sunt acum peste 10.000 de spectatori pe stadionul din Coșițe. Din nou imagine cu banca tehnică, antrenorul Angel Iordănescu în picioare, secunzii săi, Costică Ștefănescu și Gabi Balin, și rezervele Florin Prunea, Mihali Panduru, Ilie Dumitrescu și Timopte. Kinder, deposedat de Lupescu. Dan Petrescu aruncă de la margine. Minge prelungită de Lăcătuș până la Hagi. Pasă greșită. Hagi în posesia balonului. Acțiune bună pentru Hagi. Își caută poziția de șută. Fault asupra lui Hagi, fără discuții. Lovitură liberă din poziție bună. Poziție foarte bună pentru Hagi. 25 de metri de poarta lui Molnar. Un fault destul de dur asupra capitanului echipei noastre. Am intrat în minutul 19 al primei reprize. Se anunță periculoasă această rovitură liberă, să-i ținem pumnii lui Hagi, cel care fără îndoială va executa această lovitură liberă. În apropierea balonului este și Marius Lăcătuș. Șuta lui Hagi, pe poartă și reține Molnar. Primul șut pe spațiul porții în această primă repriză, minutul 19. Gică Hagi, care a șutat bine, a intuit însă Molnar și acum slovacii în poziția baronului. Dorinel Munteanu pressing la Moravcic. Pečko, deposedat de Hagi, pasă cu călcâiul către Dorinel Munteanu. Mai departe către Lăcătuș, dar mingea este respinsă cu capul de Ladislav Molnar. Baliș, Moravcic. Dubovski către Moravcic. Doboș îl ține pe Moravcic și respinge Gică Popescu, excelent până la Marius Lăcătuș. Marius Lăcătuș, ținut de Titel. Dan Petrescu, Dorinel Munteanu,
Viorel Moldovan. Lupescu. Gică Popescu. Pasă cu călcâiul pentru Hagi. S-a întins Hagi, dar nu a mai ajuns această minge. Ar fi fost într-o poziție bună față de poarta lui Molnar. Baliș. Pasa lui Moravcic pentru Ianciula. Și un fault, se dictează fault cam târziu. Fault al lui Prodan asupra lui Ianciula. Lovitură liberă pentru slovaci de la distanță foarte mare de poarta aparată de Bogdan Stele. Toți jucătorii de câmp, atât cei slovaci cât și echipierii României, sunt în jumătatea noastră de teren la această lovitură liberă. Dubovski, Moravcic, șut peste poartă, mult peste poartă, expediată de Dușan Titel. Slovacii nu au trimis încă niciun șut pe spațiul porții. Deși probabil la această oră toți iubitorii fotbalului cunosc situația în clasamentul grupei 1, voi prezenta totuși unele informații. Înainte de acest ultim joc, România este pe primul loc în grupă cu 18 puncte din 9 partide, are un punct avans în fața Franței și pentru a câștiga grupa, ceea ce înseamnă implicit participarea la turneul final, România are nevoie de victorie aici la Coșice. Și-au propus pentru actuala campanie de calificări la campionatul european ocuparea la finalul întrecerii a locului 3 în grupa preliminară. Sigur nu este un obiectiv major, dar în orice caz ceva mai ușor de atins. Iese foarte bine Doboșa, Dorinel Munteanu, Doboș lângă el, a venit Selimeș, din nou Toni Doboș. Era limpede după cum se pasează la jumătatea terenului că nu este nimeni în față. Piciorul cam sus, totuși ridicat, arată și arbitru alege avantajului de altfel. Neglijent. Gică Hagi dă loc în formă. Mulțumim că am neglijent jocul nostru în această perioadă a meciului. O ușoară intrare cu talpa a lui Gică Popescu a fost lăsat însă jocul să continue. Marius Lăcătuș pentru Viorel Moldovan. Viorel este în poziție bună, vine acolo Carnah. Jucătorul nostru era oricum destul de singur. Continuă Lăcătuș, este deposedat de Simon. Lăcătuș se demarcă și surprins în poziție de offside Dan Petrescu, nesancționată și de centralul acestei partide. Este liber pe partea dreaptă Paliș. Aleargă spre el Seimeș. Pecico a preferat o pasă către Tomașec. Acesta la rândul său a greșit și acum Ionuț Lupescu. Hagi, 3 contra 3. Hagi, în continuare Hagi, cursă a lui Hagi, nu are cu cine combina. În apropierea sa nu este decât Dorinel Munteanu. Găsit liber Viorel Moldovan. Viorel Moldovan își pregătește șutul și puțin pe lângă stâlpul din dreapta al lui Molnar, al porții lui Molnar. Minutul 24 al primei reprize, o a doua mare ocazie aș trece în contul echipei noastre. Acest șut al lui Viorel Moldovan, acum ne vom da seama cât de aproape a trecut mingea de stâlpul din dreapta. Mai putea să pătrundă puțin Viorel Moldovan, oricum important este că pune în probleme porții slovace. Mingea este repusă din colțul careului mic de Molnar. Foarte important și începutul acestui meci pentru Viorel Moldovan. Dorinel Munteanu către același Viorel Moldovan. Moldovan, Moldovan, o pasă cu călcâiul, bănuiam că așa va face, dar a dat-o prea târziu. Prodan, intervenție excelentă a lui Prodan, care i-a luat fața lui Ianciula. Foarte bine l-a ținut Prodan până acum pe Ianciula. Jucătorul lui Casino Salzburg, care a fost prezent în echipa Slovaciei numai în ultimele 3 întâlniri, în toate 3 înscrind câte un gol. Pasă lungă a lui Prodan. Dorinel Munteanu. Șut cu piciorul stâng, mult peste poartă. Auziți probabil încurajările celor câteva sute de suporteri români. Ei se află undeva în dreapta porții lui Stelea.
după ce majoritatea dintre ei au făcut o călătorie de 20 de ore cu trenul. Un lucru puțin cunoscut de amatorii fotbalului din țara noastră este faptul că reprezentativa Slovaciei nu a fost învinsă niciodată pe acest teren din Košice de când ea evoluează aici, și anume de 12 meciuri. Aceasta este a 13-a partidă care, spuneam, trebuie câștigată de selecționata țării noastre pentru a nu mai aștepta niciun rezultat pentru a fi calificată direct la turneul final. Moravcic. Intervine Prodan. Simon. Pressing al lui Lăcătuș. Minge pentru același Moravcic. Aleargă acolo Protan. Sunt în careul nostru Ianciula și Dubovski. Lovitura de la colț pentru echipa Slovaciei. Prima lovitură de la colț a reprezentativei Slovaciei. Șase jucători ai echipei Țării Gazdă sunt prezenți în careul nostru. Vine acum și al șaptelea centrare respinsă de Dorinel Munteanu. Să vedem dacă ajunge Lăcătuș la această minge. Deviază pentru Moldovan, venit și el în sprijinul apărării. Viorel Moldovan. Seimeș. Se descurcă bine Moldovan, Gică Popescu. A venit Dorinel Munteanu în sprijinul atacului. Seimeș. Pe partea dreaptă își face loc Dan Petrescu, pe partea dreaptă a atacului nostru. Hagi. Trece de Tomașek. Hagi, pătrunde în careu. Hagi, șut cu piciorul drept al lui Hagi. A doua lovitură de colț pentru echipa noastră. Minge respinsă de Dușan Tite, la acțiune personală a lui Hagi. Tot el va executa și acest corner. Din nou vin acolo Protan, Dobo și Gică Popescu. Șase jucători români. Centrare bună a lui Hagi, cu capul Doboș. Și puțin peste poartă a trimis Gică Popescu. Iată o nouă ocazie ratată de Gică Popescu. Minutul 27. Vom revedea această fază. Bună lovitura de cap a lui Doboș. Iată o reluare cu o cameră aflată în dreptul liniei careului de 16 metri. Din plonjon, Gică Popescu a trimis peste poartă, în dreapta l-ați văzut puțin pe portarul Molnar, care fusese depășit. Ce ocazie am ratat. Lăcătuș. Pressing al lui Viorel Moldovan. Dorinel Munteanu îl talonează pe Pečko. Calmează jocul slovacii în apropierea suprafeței de pedeapsă. Moravcic și Hagi. Protejează bine balonul Moravcic. Pe partea dreaptă este complet liber Bališ. Pečko primește acum. Și-a prelungit prea mult mingea. Prileș pentru Seimeș de a-l deposeda. Mingea a ieșit în afara terenului de joc, dar va fi repusă de componenții echipei naționale a României. Seimeș până la Lupescu. Tensiunea se simte acest stres care îi domină pe jucătorii echipei noastre. După o muncă de ani de zile, ar fi frumoasă o calificare la turneul final al campionatului european din Anglia, dar mai este mult până la finalul meciului. Ne apropiem de minutul 30 al primei reprize. De când este antrenorul echipei naționale, Ianche a câștigat toate meciurile cu echipa Slovaciei, adică 3 la număr, făcând multe schimbări în lotul acestei țări, echipei acestei țări. Titel. Oricum, ceea ce spuneam și mai devreme, deși au fost mai mult în posesia mingii, slovacii nu au arătat mare lucru. Iată-l în imagine pe antrenorul secund, unul dintre antrenorii secunzi a echipei noastre, Costică Ștefănescu. Trecere frumoasă a lui Lupescu, a controlat excelent balonul pe extrema dreaptă, a fost faultat. Lovitură liberă. Lăcătuș până la același Lupescu. Majoritatea acțiunilor echipei României se desfășoară pe partea dreaptă, acolo unde deseori vine în atac și Dan Petrescu. Prodan.
Toboș. Caută culoare de pătrundere jucătorii echipei noastre. Iată acum o pasă pentru Hagi. 1-2 cu Gică Popescu. Aleargă pe stânga Seimeș. Viorel Moldovan primește la marginea careului. Seimeș vine la învăruire. Dorinel Munteanu. Centrare din prima lui Dorinel Munteanu. Reține Molnar. Minge degajată către Moravcic. Prin alunecare Gică Popescu, cel mai în formă jucător român la ora actuală, component al echipei FC Barcelona. Așa cum vedeți, am intrat în minutul 31, 0-0 Slovacia-România. Titel. Pasă lungă a lui Titel, minge respinsă de Ionuț Lupescu. Gică Popescu trimite înapoi la Seimeș. Dorinel Munteanu. Lui Gică Popescu, Viorel Moldovan. Viorel Moldovan pe dreapta este liber. Lăcătuș, centrala lui Lăcătuș din prima către Gică Popescu. Iese Molnar și reține. Frumoasă acțiunea echipei noastre. Bine s-a descurcat acolo și Viorel Moldovan, care a deschis jocul pe partea dreaptă la Lăcătuș, venit în atac foarte des Gică Popescu. Pecco. Excelența a disculcat acolo Prodan. Dorinel Munteanu vine din spate Paliș, care îl deposedează corect. Simon. Minge deviată. Toboș. Excelent ridică mingea Toboș pentru Dorinel Munteanu. Hagi la mijlocul terenului. Vine lansată din spate Ionuț Lupescu. Hagi ezită să paseze. Trece ușor Hagi de Simon. Două driblinguri ale lui Hagi și un fault al lui Tomașek. Tomașek are un cartonaș galben. Hagi și Gică Popescu. Este destul de frig aici la Coșite, oricum mult mai cald decât în ziua în care reprezentativa României a ajuns în orașul slovac. Pasă lungă a lui Hagi, care nu ajunge însă la Tibor Seimeș. Așa cum știți, pentru această întâlnire, antrenorul Angel Iordănescu a avut mari probleme din diferite motive în alcătuirea unei echipe în care să-i poată folosi pe jucătorii aflați în cea mai bună formă. Acum când România are nevoie de victorie, el nu-i poate folosi pe Radu Cioiu și Vlădoiu, două dintre vârfurile noastre de atac. Mai mult, la echipele lor de club nu au mai evoluat de o bună perioadă de vreme Ilie Dumitrescu, Stan Petrescu și Velo Dedic, ultimul tocmai din această cauză nu a fost selecționat. Probleme pe care sperăm să le rezolve Angel Iordănescu. El încearcă acum această formulă cu Toboș și Viorel Moldovan, forțat și de împrejurări. Formulă care, zic eu, până acum, în minutul 34, este destul de bun. Lupescu împins din spate, clar de Tupovski, în apropierea arbitrului Willenberg. Toboș execută această lovitură liberă. Minge trimisă către Marius Lăcătuș. Moravcic. Bun tehnician acest Moravcic. Dubovski acum. Mingea rămâne la Dubovski. Pasă acestuia pentru Simon. Și acum Dorinel Munteanu. Dan Petrescu vine și el către centrul terenului. Gică Popescu. Pasă pentru Seimeș. Ajunge mingea la fundașul nostru stânga. Centrare!
și Marius Lăcătuș cu capul a fost în apropierea balanului. Dan Petrescu s-a luptat și el acolo cu Moravcic. Periculoase aceste centrări ale lui Teimeș. Un fault la marginea terenului, sancționat de arbitrul Willenberg, fără a arăta însă niciun cartonaș galben. Din nou în imagine banca de rezerve a echipei noastre, îngândurată după această nouă ratare a echipei țării noastre. Fază pornită pe partea stângă cu Seimeș, centrare pentru Lăcătuș, a fost un pic jenat acolo Lăcătuș. Respinge Doboș. Moravcic. Pecco. Vine lângă el Dorinel Munteanu. Trece de Dorinel Munteanu. Centrează pe jos și respinge Prodan. Foarte bine Prodan a pus stop la această minge. Pasă lungă către Marius Lăcătuș, care ar fi rămas singur cu Molnar, dar a intervenit acolo Titel. Moravcic. Vine Lupescu și respinge Moravcic în afara terenului de joc. Mingea se pare că a ieșit din jucătorul slovac. Hagi de la margine, lung până la Gică Popescu. Aleargă puternic Dorinel Munteanu. Pasă printre pentru Dorinel Munteanu. Iese din poartă Molnar. Dorinel Munteanu, poarta este goală. Se întoarce. Este liber Viorel Moldovan. Și pe centrul porții, acolo unde se află Molnar. Cea mai mare ocazie, cred, de până acum, a primei reprize, minutul 37. S-a descurcat bine. Bine, Dorinel Munteanu a protejat, l-a văzut liber pe Viorel Moldovan, al cărui șut pe centrul porții a fost reținut de cel pe care l-aveți în imagine, Ladislav Molnar, fără îndoială eroul de până acum al meciului, fără a fi subiectiv. Este de altfel un jucător care a fost prezent în aproape toate meciurile jucate de Slovacia în preliminariile campionatului european, mai puțin într-unul singur cer cu Polonia. A lipsit Molnar și Slovacia au primit 5 goluri. Interesant este că televiziunea slovacă încă nu a prezentat o reluare a acestei ratări. Nu contează, e bine că punem probleme slovacilor. Am intrat în minutul 38, 0-0 Slovacia-România. Dan Petrescu pasă pentru Viorel Moldovan, incomodat la marginea careului, rămâne la balon. Centrează Lăcătuș pe jos. Se face semn că balonul a fost deviat cu mâna de un jucător slovac. Nu s-a dictat nimic și Hagi respinge balonul în afara terenului de joc. Am avut câteva ocazii bune, câteva ocazii mari de gol. Ianciula în duel cu Protan, a doua lovitură de colț pentru echipa Slovacii. Slovacii, suporterii slovaci simt că echipa lor a fost în câteva momente gata să primească gol. Lovitura de la colț este executată de Lubomir Moravcic. Din nou mare aglomerare de jucători, în care un nostru, și respinge de acolo Daniel Prodan. Tare, excelent, Gică Popescu, Doboș, prin alunecare Doboș trimite balonul din fața lui Carhan. Teimeș. Baliș. Moravcic este lângă el. În fața au rămas mai Viorel Moldovan și Marius Lăcătuș. Minge respinsă de Doboș. Hagi. Viorel Moldovan îi face semn pentru a-i trimite această minge. Pe partea stângă este liber Dorinel Munteanu. Hagi pasă prea lungă, trimisă către Viorel Moldovan. Mingea oprită de portarul Molnar. Iată, greșit, trimisă, aruncă de la margine Marius Lăcătuș până la Moldovan.
și iată din nou o greșeală de această dată a jucătorilor noștri. Ianciula trece frumos, Ianciula de Lupescu pe partea dreaptă, înspre centru este liber Dubovski, deposedat Ianciula de Doboș. Excelentă evoluția lui Doboș până acum. Nu este offside, mingea a fost trimisă de un jucător slovac. Dan Petrescu, stop excelent al lui Dan Petrescu. Hagi, Gică Popescu. Pasă printre către Moldovan. Un doi între Moldovan și Gică Popescu. Gică Popescu, față în față cu Titel. Vine la reluare Seimeș. Gică Popescu rămâne la balon. Mingea este în afara terenului de joc. Nu a avut cu cine combina Gică Popescu. A făcut un 1-2 cu Viorel Moldovan. Atacantul nostru a rămas în spate. Faza se încheie numai cu o aruncare de la margine pe care o va executa Hagi. Viorel Moldovan, Lăcătuș și Gică Popescu în care o lasă. Dorinel Munteanu pasă pentru Seimeș. Lăcătuș. Vine din spate Dorinel Munteanu. Seimeș. Șut mult peste poartă. S-a lăsat pe spate Seimeș în momentul șutului. Mingea este în afara terenului de joc. Ne apropiem de finalul primei reprize. Minutul 42. 0-0 Slovacia-România. Tomașek până la Kinder. Moravcic. Majoritatea baloanelor trec pe la Moravcic. Venit din spate, la incomodată vizibil, furându-i acest balon, dacă vreți, Moldovan, mingea ajunge la Bogdan Stelea. Până acum echipa Slovaciei nu a șutat niciodată pe spațiul porții apărate de Bogdan Stelea. Degajare lungă a lui Stelea, minge deviată de Lăcătuș către Moldovan. Ținut, fără nicio îndoială, ținut Protan, degeaba protestează spectatorii de pe stadionul din Coșice. Gică Popescu, Hagi pe partea dreaptă. Lăcătuș a fost mutat mai în centrul atacului nostru, mai aproape de Viorel Moldovan. Moravcic. Din nou pe partea dreaptă aleargă Bali și pasă greșită a lui Moravcic. Spuneam că majoritatea mingilor trec pe la Moravcic, conducătorul de joc al selecționatei Slovaciei. Lupescu. Joacă la offside. Încercare de a juca la offside a apărării slovace. Pasă printre a lui Dorinel Munteanu către Seimeș și de la margine Fanion ridicat în poziție de offside Tibor Seimeș. Duel între Protan și Dubovski. A faultat fundașul nostru, lovitură liberă pentru slovaci. Moravcic. Pečko. Vine acolo Dorinul Munteanu. Pečko își pregătește centrarea. Iese Bogdan Stelea și reține cu siguranță. Degajare lungă către Moldovan a lui Bogdan Stelea. Terenul este umed. Mingea sare mai mult după ce atinge gazonul. Excelența a descurcat Viorel Moldovan. Cât calm pentru Viorel Moldovan în acest meci atât de important. Lovitură liberă pentru echipa noastră. Dan Petrescu execută până la Hagi. Doboș la 30 de ani, din nou convocat la echipa națională. Ionuț Lupescu. Iar cu o pasă printre către Gică Popescu. Primește acum Gică Popescu de la Dorinel Munteanu. Dan Petrescu. Vine în fața sa Moravcic. Trece de Moravcic. Moldovan și Lăcătuș sunt în careu. Centrare a lui Dan Petrescu. Moldovan prea înaltă minge pentru Viorel Moldovan. Mingea este în afara terenului de joc din slovaci. Mai exact din Pečko. Pasă a lui Dorinel Munteanu către Seimeș. Centrare bună, respinge cu greu Molnar. Dan Petrescu nu ajunge la balon. Vine Moravcic
l-a surprins Seimeș pe portarul Molnar cu această centrare. Păcat că nu a ieșit mai mult pentru a interveni portarul slovac. Am fi asistat la un gol spectaculos. Lăcătuș prin alunecare care intră și îl deposedează Carhan. Moravcic. Prodan. Foarte bun jocul lui Prodan, care nu are o sarcină ușoară. Un alt ține pe Ghianciula. Iată finalul primei reprize, exact minutul 45. La depinde de rezultatele din alte partide, câteva secunde până la final, până la începutul reprizei a doua. România, tricouri galbene, atacă în partea a doua, de la stânga spre dreapta. Slovacia, echipament albastru, de la dreapta spre stânga. Din câte mi-am dat seama, nicio modificare în cele două echipe. 0-0 Slovacia-România, mai avem 45 de minute și vom afla dacă România este sau nu anul viitor calificată la turneul final sau este nevoie să așteptăm finalul acestei zile pentru a afla acest lucru, care poate fi valabil și în eventualitatea unui rezultat de egalitate, chiar și în eventualitatea unei înfrângeri a echipei noastre sau tot în finalul acestei zile, când se încheie celelalte meciuri din întreaga Europa, vom afla care este adversara României în meciul de baraj. Pentru că, oricum, în cel mai rău caz, România mai joacă un meci de baraj, indiferent de ce se întâmplă astăzi. Pentru telespectatorii, deși sunt convins că sunt puțini care nu au urmărit prima repriză, foarte repede echipa României, în ordine numerelor de pe tricouri, împoartă stelea, numărul 1, 2, Dan Petrescu, 3, Prodan, 4, Toboș, 5, Lupescu, 6, Gică Popescu, 7, Lăcătuș, 8, Seimeș, 9, Moldovan, 10, Hagi, capitanul echipei, 11, Dorinel Muntean. Rezerve sunt Prunea, Mihali, Panduru, Ilie Dumitrescu și Ioan Timofte. Slovacii, de asemenea, în ordinea numerelor de pe tricou, Molnar împoartă, 2, Baliș, 3, Carhan, 4, Tomașek, 5, Kinder, 6, Titel, 7, Pecco, 8, Simon, 9, Ianciula, 10, Dubovski, 11, Moravcic, capitanul echipei, Hagi. Hagi trece frumos, își pregătește șutul, șut pe jos al lui Hagi, reținut de Molnar. Bun șutul lui Hagi, Molnar a ieșit puțin din poartă pentru a închide unghiurile. Foarte bun acest portar, Ladislav Molnar, de la Slovan Bratislava, are 35 de ani. Dan Petrescu, arbitrul acestei partide, ia Willenberg din Olanda. Sunt peste 10.000 de spectatori prezenți acum pe stadionul din Coșice și aproximativ 4-500 de susținători ai echipei reprezentative a României. Moravcic. Tomașek. Din acolo Gică Popescu. Lăcătuș și veniți el în sprijinul apărării. Duel câștigat de Marius Lăcătuș, care a protejat bine acest balon, Dan Petrescu. Iată prima schimbare, o văd și eu. Iuriga, numărul 15, a intrat pe teren în formația Slovaciei. Lăcătuș, Moldovan este liber. De la margine se ridică Fanionul și centralul. Am avut impresia că a lăsat jocul să continue, așa a fost intenția sa. Un jucător slovac a pus mâna pe minge și am crezut că a semnalizat până la urmă acel hand. S-a repus mingea din lovitură liberă. Lupescu, faultat, trebuie să apreciez arbitrajul corect până acum al olandezului Willenberg, deși s-au făcut anumite speculații pe marginea delegării acestui arbitru olandez la partida Slovacia-România, ținând cont că una din posibilele adversare, deși nu e bine să ne gândim, ale României în meciul de baraj, ar putea fi echipa Olandei. Este din apărare Dușan Titel. Un fault acum pentru slovacii din jumătatea noastră de teren. Simon. Juriga, numărul 15. Baliș, depostetat de Seimeș. Îndepărtează balonul Seimeș din zona periculoasă, mingea este în afara terenului de joc. Tomașek rămâne la balon, centrare, Toboș,
respinge și Dobo și departe de poarta lui Bogdan Stele. Din nou Doboș. Viorel Moldovan, singurul jucător român mai avansat la această fază, a ieșit de pe teren de la slovacii de Ladislav Pečko. Minge respinsă de Seimeș, Hagi până la Lăcătuș, pe partea dreaptă este liber Dan Petrescu, primește acum Dan Petrescu. Dornil Munteanu este și el demarcat pe partea stângă, pasă nereușită a lui Dan Petrescu. Poziție de contraatac pentru slovaci, minge grecită și de ei. Dornil Munteanu aleargă în față Lăcătuș, pasă lungă pe partea dreaptă unde este complet liber Dan Petrescu. Lăcătuș și Moldovan sunt cei mai avansați jucători, vine din spate Hagi. Lasă pentru Marius Lăcătuș, a încercat să devieze ușor balonul pentru Lăcătuș și Gică Popescu acum. Din nou Hagi. Deviere ușoară pentru Moldovan, iese din poartă Ladislav Molnar. Doboș. Lăcătuș. Faul dat Lăcătuș de Iuriga. Dornel Munteanu pentru Hagi. Din nou pe partea dreaptă aleargă Dan Petrescu, Hagi, pătrunde Hagi, 1-2, încercare de 1-2 cu Dornel Munteanu, nereușită din păcate. Moravci este din dispozitiv, din linia de apărare Doboș. Ianciula în duel cu Prodan. Prodanul cunoaște bine pe Ianciula din partida Steaua Casino Salzburg, din turul preliminar al Ligii Campionilor, partidă jucată în acest sezon. Moravcic lângă el, Gică Popescu pasă în spatea lui Moravcic. Titel. Din nou s-a descurcat bine Doboș, Dan Petrescu a evitat un foul de Dan Petrescu și acum Gică Popescu. Lupe, ultimul apărător al echipei noastre, Anton Doboș. Dan Petrescu pentru Moldovan, iese de acolo Carhan. Faul dat Dorinel Munteanu de către Moravci. Dorinel Munteanu, pe centru este liber Gică Popescu. Hagi. Excelentă pasa lui Hagi pentru Dan Petrescu, centrare dintr-o bucată, minge respinsă cu pieptul de Dușan Titel. Excelentă pasa lui Hagi pentru Dan Petrescu. Al treilea corner al reprezentativei noastre în această partidă. Corner pe care se pregătește să-l execute Hagi. Din nou mare aglomerare de jucători la poarta apărată de Ladislav Molnar. 6 componenți a echipei noastre naționale în gareu. Centrarea lui Hagi înaltă, depășește grupul de jucători. Balonul ajunge la Marius Lăcătuș. Aruncare lungă a lui Lăcătuș către Gică Popescu, vine acolo și Prodan, dar balonul este reținut de același Molnar. Un faul asupra portarului slovac, sancționat de arbitrul Willenberg. Aceasta este a cincea partidă dintre România și Slovacia. Selecționata țării noastre a câștigat 2 dintre ele, dintre cele 4 disputate până acum. Un joc s-a terminat la egalitate și unul a fost câștigat de slovaci. Cu Slovacia este pe locul 3 în clasament. Clasamentul grupei 1, 14 puncte din 9 jocuri, are 4 victorii, 2 cu Azerbaijanul și câte una cu Polonia și Israel, 2 meciuri egale cu Franța, acasă și cu Israel la Tel Aviv. Moravcic la balon. Aleargă după el Gică Popescu.
Moravcic își pregătește șutul și mă pregăteam să spun primul șut pe poartă, dar nu a fost cazul. Încă slovacii nu au șutat niciodată pe spațiul porții. Suntem în minutul 10 al reprizei secunde, Slovacia-România 0-0. Moravcic, capitanul echipei Slovacii și al lui Saint-Étienne, acolo unde evoluează de 5 ani de zile acest tehnic jucător. Gică Popescu. Pătrundere frontală a lui Gică Popescu. Hagi. Hagi, lângă el este Simon. Dorinel Munteanu. Centrarea lui Dorinel Munteanu respinge cu capul Carhan. Revine balonul la Dorinel Munteanu. Prodan. Gică Popescu controlează bine acest balon, deși talonat destul de sever de Kinder. Din nou Dorinel Munteanu. Vinge pentru Lăcătuș. Lăcătuș la balon în care o lazers. Se descurcă bine acolo Carhan. Hagi. Popescu. Moravcic vine din spate, excelent Dan Petrescu. Nu se aștepta Moravcic prin alunecare. Dan Petrescu a deviat balonul către Ionuț Lupescu. Moldovan. Moldovan, vizibil incomodat, rămâne în posesia balonului. Moldovan vine din spate și Dorinel Munteanu prin alunecare iese de acolo. Titel, centrarea lui Lupescu pentru Lăcătuș. Hagi. Viorel Moldovan este în continuare căzut la pământ. S-a ridicat acum. Popescu. Hagi, Hagi rămâne la balon. Dubovski. Pasă printre a lui Dubovski către Moravcic. Ianciula este liber. Moravcic evită pasa pentru că Ianciula era în offside. Și iată cartonaș galben. Primul cartonaș galben pe care arbitrul Willenberg îl arată un jucător din selecționata României, Daniel Prodan. El a incomodat la această fază pe Ianciula. Au fost surprinși băieții noștri undeva la mijlocul terenului. Pasa lui Dubovski l-a găsit complet liber pe Moravcic. Lovitură liberă de la mare distanță de poarta lui Stelea. Poartă în spate în spatele căreia explodează de la începutul reprizei a doua petarde. Minge ridicată pentru Simon, a respins acolo Lupescu. Pe partea stângă Moravcic, lângă el Dan Petrescu. Ianciula și Titel sunt în careul nostru. Moravcic întoarce Moravcic înapoi către Kinder. Șut la poartă, reținut de Bogdan Stelea. Iată primul șut pe spațiul porții mediat de slovaci și acesta a deviat de Dobo și dacă nu mă înșel în minutul 14 al reprizei a doua. După grafica televiziunii slovace, Lupescu este cel care a primit cartonașul galben. Contează mai puțin, să-l urmărim pe Hagi. Pasa lui Hagi pentru Viorel Moldovan, singur cu Molnar. Și ce ocazie uriașă a ratat Molnar. A apărat Molnar, scuzați-mă, a ratat Moldovan. Excepțională pasa lui Hagi pentru Viorel Moldovan. Singur cu Molnar nu a reușit să înscrie. Cea mai mare ocazie a meciului, minutul 14 al reprizei secunde. Spectatorii slovaci scandează numele portarului Ladislav Molnar, așa cum spuneam și în prima repriză, eroul de până acum al partidei. Incredibilă ocazie. Probabil că o vom revedea atunci când jocul se va întrerupe. Remarc încă o dată excepțională pasa a lui Gică Hagi. Dan Petrescu are culoar. Aleargă Hagi, pasă printre către Gheorghe Hagi. A intervenit acolo Kinder.
Lupescu câștigă acest duel cu Dubovski. Meciul este din ce în ce mai frumos. Mingea a fost atinsă cu mâna, dar neintenționat. Valici. Iată-l și pe Gavrilo Valici, antrenorul Angel Iordănescu, din ce în ce mai impacientat. Îl vedeți, timpul trece, este 0-0 România-Slovacia. Doboș și Dubovski. Degajează Doboș, Viorel Moldovan protejează balonul, dar acesta ajunge mai repede la titel. S-a dictat fault la acea protejare a lui Viorel Moldovan în fața lui Carhan. Remarcabil efortul lui Marius Lăcătuș, care încearcă la fiecare fază atunci când mingea este în poziția jucătorilor slovaci. În linia de fund încearcă un pressing. Doboș, Rodan. Așa cum vedeți, am trecut de minutul 15 al reprizei secunde, minutul 60 al meciului. Este din nou foarte bine Doboș, care a deviat acest balon cu pieptul, cred, Hagi. Pasă lungă a lui Hagi către Dorinel Munteanu. Jocul va continua cu o repunere din colțul careului mic al lui Molnar. Tensiunea crește odată cu trecerea timpului. Ne așteptam la acest lucru. Văd că și intensitatea luminilor de pe stadionul din Coșițe a crescut. Tomașek, față în față cu Feimeș. Din nou faul. Și o nouă lovitură liberă pentru echipa slovacii. Foarte important orice fază de atac. Un efort remarcabil fac jucătorii echipei noastre, care nu pot risca, nu se pot descoperi în apărare. Trebuie să participe eficient atât în faza de atac, unde au nevoie de gol, atât în cea de apărare. 5 jucători slovaci sunt, careul nostru respinge Doboș. Acolo este Dorinel Munteanu, care a deviat cu capul până la Lăcătuș. Lăcătuș protejează, faultat în apropierea centralului Willenberg. Tot el execută lovitura liberă până la Gică Popescu. Hagi. Fiecare dată când intră în poziția mingii, Hagi este încercuit de doi adversari. Fault al lui Hagi asupra lui Ianciula. Încă nu am văzut, probabil nici nu o să vedem, acea ratare uriașă a lui Viorel Moldovan. La 10-11 metri singur cu portarul Molnar, nu a reușit să înscrie. Oricum, zic eu, evoluție bună până acum a lui Viorel Moldovan. Acțiunea slovacilor cu Iuriga, intrat în repriza secundă. Ianciula a deviat de lângă Prodan. Dubovski vine la învăluire și primește Kinder. Lupescu respinge Gică Popescu. Nu era Gică Popescu, ci Doboș. Dubovski cu capul, Ianciula încearcă o foarfecă și minge trimisă peste poartă. Deși sunt aplaudate, nu mi se par foarte spectaculoase, poate nu spectaculoase, dar periculoase acțiunile slovacilor. Deocamdată sunt singur sus pe poarta lui Stelea. Iată, la această fază avem reluare. Nu însă și la ocazia ratată de Viorel Moldovan. O lipsă de fair play a slovacilor pe care am sesizat-o de la venirea noastră aici.
în seara antrenamentului oficial de luni al echipei noastre reprezentative, după 55 de minute pe acest stadion, organizatorii au stins lumina. Șut al lui Hagi, bară! Lăcătuș este singur! Șut al lui Lăcătuș peste poartă, peste poartă, ce ocazie! Ce ocazie în minutul 20 al reprizei secunde. Șutul bun al lui Hagi și Lăcătuș, iată reluare acum cu pământul. Molnar era bătut, mingea a revenit în interior, nu se vede Marius în această imagine, el era practic cu poarta goală, mingea nu i-a venit însă foarte bine, terenul este alunecos, repet, și Lăcătuș a trimis peste poartă. Două ocazii uriașe ratate până acum în repriza a doua de Viorel Moldovan și, să spunem, Marius Lăcătuș după bara lui Gheorghe Hagi. Printa lui Viorel Moldovan, care intră în posesia mingii. Dorinel Munteanu nu s-a descurcat, e adevărat că nu prea avea cu cine combina acolo, nici Dorinel Munteanu, nici Moldovan. Dan Petrescu pe centrul terenului. Greșeala lui Dan Petrescu, minge de partea stângă pentru Dubov. Vine înapoi, la locul său, Dan Petrescu, este acolo și Lupescu. Dubov și rămâne la balon, minge deviată de Toboș. Simon și Hens. Salpă. Salpă, da. Decizie corectă a centralului olandez Willenberg. Lovitură liberă din poziție destul de periculoasă. 25 de metri de poarta lui Bogdan Stelea. Este scandat numele lui Dubovski. Ce ocazie am avut. Moravcic și Dubovski, specialiști în executarea loviturilor libere, sunt în apropierea balonului. Zi făcută din 6 jucători în echipa noastră. Moravcic, balon deviat cu capul de Prodan, am impresia, respinge Doboș. Baliș. Kinder pe partea dreaptă pentru Iuriga. Ianciula, aglomerare mare de jucători și mingea din jucătorul slovac este în afara terenului de joc, va fi repusă din colțul careului mic de Bogdan Stelea. Am scăpat cu bine și de această fază. Au trecut 20 de minute din repriza a doua, 0-0 Slovacia-România. Dan și Doboș, faultat, Doboș faultat de Ianciula, corect. Mă bucur că Ianciula a faultat pe undeva inutil. Dan Petrescu, Dan Petrescu liber pe partea dreaptă. Lăcătuș și Moldovan sunt cei mai avansați jucători. Vine puternic din spate Hagi, centrare pentru Lăcătuș. Recentrează Lăcătuș, Hagi, gol! Este 1-0 România-Slovacia aici la Košice, gol înscris de Gheorghe Hagi, minutul 23 al reprizei a doua, conducem Slovacia cu 1-0 după două ocazii uriașe ratate de Viorel Moldovan și Lăcătuș în această repriză. Spectatorii sunt uluiți, iată-l pe Hagi din fața bravului Molnar. 0-1 Slovacia-România. Revedeți această fază din mai multe unghiuri, excepțională ideea lui Lăcătuș de a recentra Hagi de la 3 metri, 2-3 metri de poartă, a deschis scorul. Să le ținem pumnii, stimați telespectatori, pentru a ține de acest rezultat. Din nou o reluare a splendidului gol reușit de Hagi. Splendid a fost mai mult acțiunea. Iată o a doua schimbare în echipa Slovaciei. Este Ianciula, cel de care ne-am speriat atât de mult. El a înscris, repet, 3 goluri în cele 3 meciuri jucate până acum în reprezentativa Slovaciei. Important este că noi conducem cu 1-0 și fără a fi subiectiv, cred că golul este meritat după acele ocazii ratate, repet, de Lăcătuș, Viorel Moldovan, ar fi fost păcat. Bine că golul a venit în minutul 22. Nu mai trăim cu tensiunea acelor finaluri incandescente. Să vedem replica slovacilor, care sperăm să nu fie cea mai bună. Intervenție bună a lui Gică Popescu. Moravcic. Dubovski.
Dubovski, Dubovski și ocazie uriașă ratată de Dubovski, minge respinsă de Bogdan Stelea. Ce ocazie a ratat Dubovski. Ce ocazie a ratat Dubovski, ce bine că a ratat Dubovski. Minutul 67, minutul înscrierii golului de către Gheorghe Hagi. Evoluție foarte bună a lui Hagi astăzi, stimați spectatori. Așteptam această revenire a lui Hagi, această răzbunare a lui Hagi, dacă vreți pe undeva. Iată reluarea șutului lui Dubovski și Bogdan Stelea a respins. Bravo, Bogdan. Giuriga. Probabil că slovacii vor ataca mai mult și au ocazia să rămână descoperiți. Un faul dictează centralul Willenberg. Să sperăm că vor rămâne descoperiți jucătorii slovaci. Avem două vârfuri de atac care știu să speculeze acest lucru, Viorel Moldovan și Lăcătuș. Au avut ocazii mari atunci când scorul era 0-0 și slovacii stăteau bine în apărare. Să sperăm că vor mai avea până la finalul meciului ca să nu mai trăim în această tensiune care ne macină pe toți în ultimele zile. Minutul 26, Slovacia-România 0-1, minutul 26 al reprizei secunde. Moravcic pătrunde în careu și cade spectaculos. Se putea acorda și un cartonaș galben la această fază lui Moravcic pentru simulare. Să nu comentăm arbitrajul bun, zic eu până acum, al olandezului Willenberg. Carhan. Simon. Tomášek. Pressing al lui Lăcătuș. Excelent, încă o dată apreciez efortul lui Marius Lăcătuș. Un lider, unul din liderii acestei generații. Moravcic, Gică Popescu, Viorel Moldovan. Se retrag foarte repede slovacii în apărare. Partea dreaptă a atacului nostru este liberă. Dan Petrescu calmează jocul. Gică Popescu. Hagi. Pasă a lui Hagi pentru Moldovan. Vine acolo Carhan. Faultat, Viorel Moldovan. Bravo, Viorel Moldovan, pentru jocul său de până acum. A scos acest fault, l-a cerut mai mult. El a fost împins, nu prea avea multe șanse, nu avea cu cine combina, a scos însă un fault, lovitură liberă și timpul trece în favoarea noastră. Lovitură liberă care se anunță periculoasă. Din nou vin acolo Dobo și Frodan și Gică Popescu, cei mai înalți jucători ai echipei noastre. Au rămas în spate, numai Lupescu, minge reținută de Molnar. Lupescu și Seimeș, ultimii apărători ai echipei noastre, lângă ei Dubovski. Molnar ieșit la mare distanță de poarta sa. Minge deviată de Balic. Dubovski, un picior fericit al lui Ionuț Lupescu. Dorinel Munteanu pasă din întoarcere. Kinder. Kinder, Hagi, șut al lui Moravcic. Balonul ajunge în tribune. La peluză mai tare. Singurul jucător slovac care a evoluat până acum în toate meciurile din preliminarii este autorul acestui șut, Lubomir Moravcic. Iată prima schimbare în echipa țării noastre. Este de pe teren Marius Lăcătuș și intră Ilie Dumitrescu. Marius Lăcătuș a făcut un efort, repet, remarcabil. El a fost autorul acelei centrări de la gol pentru Hagi. Acelei recentrări, dacă vreți. Ilie Dumitrescu. Și el are motive să se răzbune astăzi. Așteptăm și această revenire a lui Ilie Dumitrescu, așa cum am așteptat-o la campionatul mondial, dacă vă mai amintiți, după primele meciuri, și a venit acea evoluție bună a lui Ilie Dumitrescu în meciul cu Argentina. După cronometrul meu, am intrat în ultimele 15 minute de joc. Conducem Slovacia aici la Košice cu 1-0. Balon deviat de Viorel Moldovan. Prima schimbare, deci, făcută de Angel Iordănescu. Ilie Dumitrescu în locul lui Marius Lăcătuș. După această primă fază, cred că Ilie Dumitrescu va evolua undeva la mijlocul terenului. Este evidentă și normală intenția lui Angel Iordănescu de a menține acest rezultat, de a insista mai puțin pe atac, de a conserva acest avantaj.
Titel. Da, este clar, Ilie Dumitrescu a fost trimis la centru, evoluează pe centrul terenului, fiind retras mai în spate Gică Popescu. În fața fundașilor centrali evoluează acum Gică Popescu. Ilie Dumitrescu pasă către Viorel Moldovan, prea tare. Feimeș, se demarcă Moldovan. Feimeș în continuare pe partea stângă a atacului nostru, cade fără a fi însă faultat. Și mingea este în afara terenului de joc, respinsă de Dorinel Munteanu. Și Dorinel Munteanu a făcut astăzi o uriașă risipă de efort. Gică Popescu, Ilie Dumitrescu, pătrunderea frontară a lui Ilie. Pe partea dreaptă se demarcă Moldovan, șut slab al lui Ilie care trece pe lângă poartă. Așa cum ați văzut, minutul 32, minutul 31, Slovacia-România 0-0. Grupul de suporteri români prezenți la această partidă nu au încetat să scandeze o clipă numele reprezentativei noastre. Conducem aici cu 1-0 și mai sunt minute bune până la finalul meciului. Deși mi-e frică, trebuie să spun că la acest scor suntem calificați direct la campionatul european. Tomașek. Mingea este în afara terenului de joc, timpul trece în favoarea noastră. Impresionantă de tenta lui Gică Popescu, a câștigat majoritatea duelurilor aeriene. În fault, la mijlocul terenului al lui Gică Popescu, asupra lui Simon, vor fi, bineînțeles, multe întreruperi. Iată o nouă schimbare în echipa Slovaciei. Se pregătește să intre pe teren Robert Szemenic, numărul 14. El îl înlocuiește pe cel faultat, Simon. Cele trei schimbări pe care regulamentul le permite au fost epuizate de către antrenorul Iosef Ianche. Au intrat pe teren Iulachi, Temenic și Iuriga în locul lui Pețco, Simon și Ianciula. Dubovski, excepțională intrarea prin alunecare a lui Gică Popescu. Ilie Dumitrescu. Minge printre pentru Seimeș. Mai departe, până la Hagi. Este în offside. Era Seimeș, Hagi nu i-a pasat. Pentru Viorel Moldovan, a încercat să schimbe direcția mingii, a încercat o deviere care fără îndoială îl surprindea pe portarul Moravcic. O fracțiune de secundă i-a lipsit lui Moldovan pentru a devia acest balon. Lupescu, intervenție bună a lui Lupescu, care a deposedat un adversar pe partea dreaptă. Dan Petrescu este liber în careu. Moldovan, Dan Petrescu, centrare pentru Moldovan, singurul coechipier căruia îi putea pasa. Mingea din Carhan a ieșit în corner, al patrulea. Este bun și acest corner. Momente de odihnă pentru jucătorii din apărarea echipei noastre, pentru întreaga noastră formație care a jucat până acum admirabil. Dan Petrescu acum în imagine, lovitura de la colț se pregătește să o execute. Gheorghe Hagi, conducem aici la Košice, Slovacia cu 1-0. După cronometrul meu, 11 minute până la finalul meciului. 4 jucători români în careul advers, de centrare pe jos a lui Hagi și o nouă lovitură la colț, bună și aceasta, trece din nou timpul în favoarea noastră. 5 cornere România, 3 Slovacia. Iordanescu a făcut până acum o singură schimbare, a ieșit Lăcătuș, a intrat Ilie Dumitrescu. Din nou, centrarea lui Hagi către Ilie Dumitrescu, a deviat acolo balonul Iuriga, Dorinel Munteanu. Și mingea este în afara terenului de joc din Dorinel Munteanu. Tomášek. Moravčík. Dubovski, venit pentru a-și lua mingii de la mijlocul terenului. Titel. Înapoi pentru Dubovski, ne apărăm supraaglomerat. Vine și Viorel Moldovan din spate,
fault al lui Viorel Mordovan asupra lui Dubovski. Lovitură liberă pentru echipa Slovaciei, foarte departe de poarta apărată de Bogdan Stelea, cel care a avut o intervenție remarcabilă imediat după înscrierea golului de către Hagi la șutul lui Dubovski de la, cred că, 8 metri de poartă. Dușan Titel, un jucător care șutează puternic de la distanță, minge pentru Dubovski, întoarce Dubovski, șut pe jos, reținut fără probleme de Stelea. A șutat Iolachi. Bogdan Stelea. Acest Willachy, numărul 13, a căzut. Centralul olandez Willenberg a făcut semne că jocul poate continua. Încă o dată trebuie să apreciez corectitudinea deciziilor olandezului Willenberg vis-a-vis de acest arbitru, cunoscutul nostru cavaler al fluierului Ion Crăciunescu, prezent și el aici la meci, îmi spunea că l-a văzut arbitrând pe acest Willenberg și a apreciat foarte mult deciziile sale corecte într-o partidă din Liga Campionilor. Ilie Dumitrescu, Torinel Munteanu aleargă pe partea stângă, pe dreapta este liber Moldovan, primește Torinel Munteanu, prelungește până la Hagi, l-a simțit în spate pe Hagi, venind puternic din spate. Au avut timp să se replieze jucătorii slovaci, centrare și gol! Dorinel Munteanu! Nu vreau să mă hazardez, dar cu 7-8 minute înainte de final, cred că suntem calificați, stimați spectatori, conducem cu 2-0. Iată o fază care nu anunța mare lucru, spuneam că slovacii au avut timp să se replieze. O lovitură de cap excepțională a lui Dorinel Munteanu l-a surprins pe Molnar. Mingea a mușcat din bară, cum se spune. 2-0, minutul 82. Hagi a deschis scorul în minutul 67 și acum, cu 8 minute înainte de final, după cronometrul nostru, conducem cu 2-0. Dorinel Munteanu a fost puțin incomodat acolo de Ilie Dumitrescu. Nu contează, conducem cu 2-0, scor la care suntem calificați direct la campionatul european. Lângă mine este comentatorul postului de televiziune național francez, care nu mai are nici el glas, dar din alte motive. La acest scor, dacă se termină partida cu victoria României, Franța va termina pe locul 2 și probabil va susține meci de baraj. Deja spectatorii slovaci au început să plece de pe stadion. Conducem cu 2-0 și, repet, nu vreau să mă bucur prea devreme, dar în mod normal nu mai putem pierde calificarea, nu mai putem pierde victoria. Centrare genială a lui Hagi, ca și lovitura de cap a lui Dorinel Munteanu. Ce meci au prins astăzi Dorinel Munteanu și Hagi? Este greu să remarc numai doi jucători. Voința, ambiția, dăruirea cu care au jucat astăzi băieții antrenați de Angel Iordănescu este de-a dreptul remarcabilă. Așa cum ați observat, stimați spectatori, în ultimele zile, puțini, oricum surprinzător de puțini amatori, susținători ai echipei reprezentative ai României, mai sperau într-o victorie aici la Coșice. Deși, curios este că este cunoscută diferența de valoare între cele două selecționate. Iată că slovacii se apropie de prima înfrângere aici pe stadionul din Coșițe, stadion care, de care ne vom aminti acum cu mai multă bucurie decât cu tristețe după acel 5-2. Angel Iordănescu se pregătește să îl introducă pe teren pe Basara Panduru. Timpul trece în favoarea noastră, slovacii parcă au plumb în picioare, simt și ei că nu se mai poate face nimic. Au făcut 3 schimbări slovacii, care însă, iată, nu au dat rezultate. Dubovski rămâne în posesia balonului. Dorinel Munteanu deviază, Gică Popescu, veni cel din spate, Ilie Dumitrescu. Moldovan, ce frumos ar fi un 3-0. Cred că mulți dintre dumneavoastră zâmbesc, ne bucuram pentru orice victorie, pentru orice scor favorabil nostru și acum ne gândim la mai mult. Un jucător român căzut la pământ, Ilie Dumitrescu. Se pregătește o schimbare, să vedem cine va ieși de pe teren în locul lui, urmând să intre Basara Panduru. Hagi, da, dacă văd bine, într-adevăr, Hagi iese de pe teren. A fost unul din cele mai bune meciuri jucate de Hagi
în acest sfârșit de sezon. Probabil auziți încurajările publicului, spectatorilor români prezenți aici pe stadionul din Košice. Ei scandează numele lui Hagi, autorul primului gol și coautor la cel de-al doilea. Gheorghe Hagi, a fost ziua sa bună astăzi. Doboș. Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu din nou. Lasă pentru Panduru. A intrat prin al lui care Titel. Dubovski. Din nou Doboș. Și lovitura liberă pentru slovaci. Comentează acolo ceva Dubovski cu arbitrul Willenberg. Dubovski a primit și el ceva mai devreme un cartonaș galben. Centrare respinsă. Ilie Dumitrescu este căzut la pământ, Daniel Prodan. Arbitrul olandez face semne că jocul poate continua, deși Ilie Dumitrescu a fost și incomodat la faza anterioară. Iuriga, Tomașek, Dubovski. Carhan. După cronometrul meu au mai rămas 4 minute din această partidă. Conducem Slovacia aici la Košice cu 2-0. Hagi și Dorinel Munteanu, autorii golurilor. Nu este clar, slovacii, după cum joacă, simt că nu se mai poate întâmpla nimic. Foarte bine a venit acel gol al lui Dorinel Munteanu, Moravcic pentru Dubovski, care își pregătește șutul. Seimeș. Din nou Moravcic prelungește pe partea stângă până la Kinder și Bogdan Stelea. Ne-a mai revenit sufletul la loc. Câtă frică ne-a fost de acest meci, câtă frică ne-a fost că putem rata calificarea după ce am fost lideri ai grupei întâi de la începutul preliminarilor și până la ultimul meci. Așa cum am avut o seară frumoasă după victoria de la Cardiff, și astăzi vom avea o seară frumoasă. Echipa reprezentativă a României, ca întreaga delegație prezentă aici la Košice, se va întoarce imediat după meci. Probabil, din câte am înțeles, în jurul orei 1 noaptea, echipa țării noastre va ajunge la București pe aeroportul Otopeni. Restul delegației, ziariști și suporteri care vin cu avionul vor ajunge pe aeroportul Băneasa. Va fi o noapte frumoasă pe care nu o vom uita. Antrenorul Angel Iordănescu este primul tehnician din istoria fotbalului românesc care reușește să califice echipa reprezentativă a României și la campionatul mondial și la cel european. O nouă schimbare, ultima în reprezentativa țării noastre, Viorel Moldovan înlocuit de Ioan Timofte. Evoluție remarcabilă, zic eu, peste așteptări a lui Viorel Moldovan într-un meci care s-a disputat într-o tensiune enormă. Minutul 44 după cronometrul meu, Slovacia-România 0-2. Timofte, în continuare. E clar că jucătorii ambelor echipe așteaptă finalul meciului. Ce seară frumoasă, ce bucurie ne-a adus astăzi echipa reprezentativă a României. Greu, dar frumos. Ilie Dumitrescu. Dorinel Munteanu. Pasă pentru Timofte, nu mai este nimeni lângă el. Mingea ajunge la Dușan Titel. Portarul Molnar este mult în afara spațiului de poartă, în afara careului mare. Doboș degajează departe de poarta lui Bogdan Stelea, care o singură dată a fost într-adevăr solicitat la maximum astăzi la șutul lui Dubovski, care la scorul de 1-0 a fost la scorul de 1-0 și putea schimba în rău pentru noi soarta acestui meci.
cum vedeți în dreapta acestei imagini. Am intrat în ultimul minut de joc. L-ați avut pentru puțin timp în imagine pe antrenorul Iosef Ianche, care este astăzi la prima înfrângere cu echipa reprezentativă a Slovaciei de când a fost numit selecționer al acestei echipe. Am scăpat din nou. Bogdan Stelea a ieșit la marginea careului mare și a reținut din fața lui Marek Wilaki. 5 secunde până la expirarea celor 45 de minute ale reprizei secunde, până la expirarea celor 90 de minute ale acestei întâlniri. De posedarea lui Dan Petrescu. Timofte și Panduru sunt mai avansați. Înapoi, calmează Dan Petrescu, îl văd pe arbitrul Willenberg uitându-se la ceas. Dubovski nu poate trece de Gică Popescu, un alt jucător de mare clasă al echipei noastre reprezentative, a mai spus și pe parcursul comentariului, după părerea multora, cel mai în formă jucător român la ora actuală. Respinge puternic Daniel Prodan, foarte bună și evoluția lui Anton Doboș. M-am referit mai mult la Doboș și la Viorel Moldovan, deoarece, așa cum știți, au fost piesele noi în reprezentativa României trimise pe teren de la început de antrenorul Anghel Iordănescu. Ultimele secunde ale acestei partide. Da, cred că arbitrul Willenberg ducându-se către colțul careului mic, probabil se duce să ia mingea pe care nu o va mai repune portarul Bogdan Stelea. Am câștigat, stimați spectatori. Suntem în Anglia, punct final al acestei partide, Slovacia-România 0-2. După emoții copleșitoare s-a încheiat această campanie de calificare la turneul final al campionatului european din Anglia și spre bucuria noastră a tuturor, această generație de excepție a fotbalului românesc își continuă seria prezențelor la cele mai mari competiții ale fotbalului mondial. România este calificată la campionatul european și va fi din nou în prim planul atenției internaționale. Este, iată, încununată cu succes o muncă de ani de zile a unor jucători care dansează acum, a unor jucători care au reușit să scoată lumea în stradă plângând de bucurie. Am trecut cu bine peste o zi de care putea depinde soarta fotbalului românesc. Am trecut cu bine de un meci care ne-a speriat atât de tare și care ne-a întins nervii la maximum. Dar parcă atunci când ceva este obținut cu greu și emoție, satisfacția victoriei finale este mai mare. Antrenorul Anghel Iordănescu, spuneam, este singurul tehnician care a calificat reprezentativa României la turneele finale ale campionatului mondial și campionatului european. Aducând felicitări echipei noastre, vă anunț că tragerea la sorți a turneului final a campionatului european va avea loc în luna decembrie și va fi transmisă în direct de televiziunea română. Delegația României se întoarce astăzi în jurul orei 1 noaptea în rubrica de actualități sportive. Din această seară veți putea urmări un interviu pe care îl înregistrăm în următoarele minute cu antrenorul Anghel Iordănescu. Cu bucurie în suflet, stimați spectatori, vă mulțumesc pentru atenție și